Bun, haideți că s-a reluat emisiunea. Vă spuneam înainte de pauză că în România omul și mort e costisitor. Plătește familia să fie ținut mort un tir la rece, ca șalău, tati, ca salamul Victoria. După care când să-l iei acasă, banul jos, mă, că trebuie să-l îmbrăcăm în sicriu. Mi s-au dat niște foi în mână, mi s-a dat și un post-it cu unde scria și un număr de telefon. Sunați-l pe acest că el vă ajută. El este specializat pe COVID, pe cazurile COVID, pentru că trebuie să fie totul special. Un sicriu de zinc pornește de la 1000 de lei și poate ajunge și la 5-6 mii de lei. Patronul firmei de pompe funebre, recomandat de asistente, neagă faptul că ar exista o înțelegere între el și angajații spitalului. Pe scurt, când te duci să-ți iei mortul, te iau rapid. Haide, haide că trebuie sicriu special, nu? A, ce vorbești, bă, cu zinc, cu fildeș, cu pietre Swarovski bătute, fir de aur, de 24 de carate, 1000 de lei, scoate banul că să supără mortul. Dar e minciuna asta cu zincul, cu... nu trebuie, mă, niciun zinc, orice sicriu e bun. Bineînțeles că e plin, e plin de profitori și bineînțeles că statul n-are capacitatea de a reacționa, e paralizat pur și simplu. Abia repară niște prize pe la ATI după ce se întâmplă nenorocirile. De-aia zic, suntem pierduți, fraților. Scapă cine poate din această nenorocire. Noi nici măcar unii pe alții nu ne mai avem. Atât de răi și de nemernici sunt unii. Cine nu deschide ochii, deschide punga. Cât e, fraților? Oh, dar ce facem, mă? Pe unde umblă? Nu vă supărați, nu cumva l-ați văzut pe domnul Orban? Păi n-a inaugurat el nimic până la ora asta? Nu știu, se întâmplă ceva bizar, doamnelor și domnilor. Iată, e aproape 11 seara și premierul țării n-a inaugurat azi nimic, mă, niciun obiectiv, nici măcar o stradă, un bec, un cotez de găini. Ori se resimte după weekend? Că așa face el de la o vreme. În weekend inaugurează de dimineața până seara tot felul de chestii și știți ce se întâmplă când le amesteci? Te doare capul a doua zi. Mare grijă, domnul Orban, mai încet, mai ușor. Pentru mine este o obligație morală să fac acest lucru. Se vede că-i campanie, se agită lumea, domne. Partidele vin care mai de care cu idei, proiecte și, desigur, soluții. Partidul Ecologist Român, de pildă, are un proiect care poate face diferența în 6 decembrie. Da, Perul solicită autorităților să interzică intrarea în țară a lui George Soros. Nucleară, tată, ce să mai l-au terminat pe moșu cu faza asta? Poate nu știați, dar el chiar se pregătea să vină în România, da? Ci că voia să facă revelionul pe aici, pe la noi. A auzit că e foarte scump și s-a gândit să facă și el o aroganță în pandemie, să râdă de ceilalți miliardari care nu-și permit asemenea escapade. Avea rezervare la Poiana Brașov cu Bill Gates, da, da. Da, domnilor de la PER, nu uitați de Bill Gates, de la o vreme, ăsta e mult mai periculos decât Soros ăsta. Tot vine prin țară cu cât un camion de chipuri pe care ni le bagă în sânge prin masca de protecție. Bă, nu-i de joacă, nu râdeți. Sunt sănătos și masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoși nu o poartă. Și o să ne explice nou Bill Gates că el are soluția. Să fim serioși. Ce vă ziceam, numai oameni sănătoși. Un proiect interesant ne propune senatoarea PSD Gabriela Crețu, soția lui Dumitru Buzatu. Iată. Da, deci ce n-ați înțeles? E un dans electoral ce tot comentați. Cum există ritualuri pentru atragerea ploii, așa există ritualuri pentru atragerea voturilor. Mă, chiar trebuie să vă explic? Treaba voastră, dacă n-ați priceput nimic, înseamnă că nici nu meritați să votați cu PSD, da? Nu meritați și punct, îmi pare rău. Mergem mai departe. Iată, Victor Ponta a pregătit pentru alegători 2.800.000 de calendare creștin-ortodoxe pe anul 2021. Din băgate se pare că sunt pline de greșeli, da. Am înțeles că doar anul e scris corect, 2021, în rest e jale prin calendarele lui Ponta.
L-a certat patriarhia, l-a tras de urechi pe bietul Victor Viorel, zice așa Boru. Calendarele conțin greșeli, omisiuni și înscriere eronate, inclusiv în ce privește sărbătorile religioase. Superb! Bine, pe undeva îl înțeleg și pe Ponta. Dacă punea sărbătorile corect, zicea toată lumea că a copiat. Dacă le-a pus greșit, de ce le-a pus greșit? Ce să mai zici? A vrut și el să fie original și uite ce a obținut. Și stați că nu e tot. Patriarhia susține că ea este singura entitate ce deține dreptul legal de a tipări asemenea produse. Păi atunci stați un pic. Din moment ce calendarul lui Ponta e greșit, înseamnă că e alt produs. Deci are tot dreptul să-l tipărească. Da, da, am înțeles că la el Crăciunul e pe 14 iunie, Paștele pică în decembrie, iar în fiecare lună îl sărbătorim pe Sfântul Victor Viorel. Nu, nu, e clar, e cu totul altceva, domnule. Vorbești serios? Și să rămânem în zonă, dacă a trecut Sfânta Parascheva, a trecut și Sfântul Dimitrie, se apropie ziua Sfântului Andrei. Se știe că în județul Constanța există mănăstirea Peștera Sfântului Andrei, loc de pelerinaj pentru mii de credincioși din toată țara, nu vă mai explic, sigur ați auzit. Ei bine, anul acesta, pentru siguranța cetățenilor, pelerinajul este permis doar locuitorilor din zona mănăstirii. Atât le-a trebuit lui Teodosie și trupelor ninja din jurul lui. Arhiepiscopia Tomisului a dat în judecată Consiliul Județean pentru Situații de Urgență Constanța, Prefectura Județului Constanța și Inspectoratul pentru Situații Dobrogea. Credincioșii ne-au cerut. Cui ne lăsați? S-au dus tată părinții la tribunal, păi da, să anuleze ordinele autorităților și să lase oamenii să meargă buluc la pelerinaj. Au chemat în judecată prefectura, Consiliul Județean, ISU, Școala de Fete, prefectura, primăria, spitalul, prefectura, Școala de Fete. Cum să face? Păi ce bă să putea să stea Teodosie cu minte? Toma el? Așa ceva n-a fost în timpul comunismului. Și au mai fost pandemii. 86-87 a fost în Dobrogea. Nu s-a închis nicio biserică. Da, într-adevăr, comuniștii sunt un bun exemplu, da. Ei chiar respectau credința oamenilor. Oho, ei nu închideau biserici, nu. Ei le demolau direct. În fine, obișnuitul spectacol marca Teodosie. Nu vă lăsați, maestre, sunteți bun la astea, v-am mai spus, vă admir. Și vă dau o sugestie, să cereți instanței să suspende total activitatea virusului în timpul pelerinajului. Mai exact a virusurilor în general, și SARS-CoV-2 și virusul gripal, tot. Ei, alo, domnul virus, ce căutați aici, domne, între oameni? Nu știți că s-a dat ordin judecătoresc? Hai, vale! Da, eu cred că Teodosie va câștiga în instanță, iar dacă nu câștigă, nu-i nimic. El poate oricând să repete sărbătorile, nu-mi fac probleme. Apropo, că tot se discută, ați văzut în dicționar ultima definiție a carantinei? E foarte tare, zice așa: carantină, substantiv feminin, bla bla bla, și definiția: dacă n-ai vrut bodniță, acum stai în cușcă. Pam, pam. Nu, tu mă spini cu atâta cultură. Uneori, oricât de grea ar fi situația, e nevoie doar de un imbold pentru ca lucrurile să se pună în mișcare și să revină la normal. Mă rog, ce poate fi normal în România de azi. Noi știm asta și încercăm constant, prin rubrica Ceasul Bun, să le oferim celor aflați în nevoie acel imbold de care au nevoie pentru a se putea ridica și a merge singuri mai departe. Astăzi, dragii mei, ne reîntâlnim cu una dintre familiile care, în schimbul ajutorului pe care i l-am oferit împreună, ne-a dăruit o lecție importantă: că oricât ar fi de greu, putem să ne ridicăm și să mergem mai departe. A trecut mai bine de un an de când i-am cunoscut pe membrii familiei Căsălean. Pe atunci, situația lor era foarte gravă. Familia nu avea un venit stabil, iar puținii bani care ajungeau în casă erau folosiți pentru tratamentele micuței Roxana, care luptă cu o mulțime de probleme medicale. Am născut-o cu mai multe malformații. La tubul digestiv a fost operată și nu mai trebuie. Am văzut că mai are și ceva probleme la mânuță. Stângă. Ce alte nevoi ar mai avea familia? De la A la Z. Alimente, îmbrăcăminte.
Acum, lucrurile arată cu totul altfel. Tatăl are un loc de muncă stabil de unde câștigă suficient cât să-și întrețină familia. Este șofer la o firmă și când nu se află la volanul mașinii, el își ajută colegii cu orice este nevoie. Roxy se simte mult mai bine, are un regim de viață sănătos, iar progresele pe care le face sunt mari. Ea este acum la școală și, în ciuda problemelor de sănătate, este unul dintre cei mai buni copii din clasă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miruna este principalul sprijin al Corinei. Anul trecut, ea a fost unul dintre copiii nației cu cele mai bune rezultate școlare. Iar datorită vouă, cele două surori participă la școala online fără probleme, prin intermediul dispozitivelor trimise de voi. S-a schimbat viața foarte, foarte mult înspre bine, în privința și a sănătății și a... nu știu... și a bunurilor, și a alimentației, și nu am cuvinte. Familia Căsălean a reușit să-și amenajeze gospodăria. Gardul este unul nou și sigur. Lipsa lemnelor nu mai este o problemă, grădina este pregătită pentru primăvară, iar găinile pe care Corina le crește contribuie foarte mult la regimul sănătos și echilibrat de care Roxy are nevoie. A mai rămas doar o problemă de rezolvat. Și anume acoperișul. Da, și apa, pentru a ne... conecta, să o tragem în casă. În mare parte, acoperișul este făcut din asbest, un material extrem de toxic. Dar nu numai asta este problema, ci și faptul că este deteriorat, iar apa pătrunde în locuință de fiecare dată când plouă. Toți cei din familia Căsălean s-ar bucura enorm dacă le-ați întinde încă o dată o mână de ajutor pentru a putea face și acest ultim pas spre viața normală pe care toți ne-o dorim. Iată, iată că se poate, dragii mei, se poate să te pui pe picioare și să te ridici după ce mult timp ai fost foarte jos, dar asta numai cu ajutor din partea celorlalți. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Cine știe cum ar fi arătat acum această familie fără implicarea voastră. Și totuși ați auzit, mai e un singur hop. Haideți să-i ajutăm să treacă și de ăsta. Ceasul bun @ronstareanației.ro vă stă la dispoziție. Larisa e acolo. Ne vedem și mâine tot aici. Nu uitați să fiți buni, dragii mei. Să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar. Avem o gaură în buzunar. Dar progresăm. Încet, încet toți emigrăm. Mai bine veneti decât argați la securii.